Ce se întâmplă cu această expansiune monetară? Ea îți schimbă, îți distorsionează chiar și cererea reală din economie. Păi dacă eu îți creez bani din nimic, da? Eu creez bani din cifre din calculator și zic dumitale, poftim banii ăștia, du-te și taie copacii din pădure și construiește case. Cu banii ăștia care eu ți-am creat din nimic, nu există o economie în spate, cifre din calculator, eu ți-am cumpărat ție timpul și tu te-ai dus și ai distrus natura și ai umplut pământul de case. L-ai umplut. Nu are importanță câtă populație e pe pământ. Poți să-ți umplu pământul de case? Poți să-ți umplu pământul de haine? Poți să-ți umplu pământul de, televiziuni? Poți să-ți umplu pământul de... Da? Și cine are primul acces la bani? Cumpără. Deci inflația monetară va duce după aceea, cum și duce, într-o inflație, într-un consum de resurse naturale, într-o risipă în cele din urmă. Pentru că nu era nevoie, nu ai nevoie să faci atâtea case pe tot pământul. De acord? Dar dacă eu creez bani din nimic, ți-am cumpărat munca și tu te-ai ocupat cu munca să tai copacii și să faci case fără nicio legătură cu cererea, asta nu înseamnă risipă de resurse naturale, e clar. Da? Și risipă de timp, de timp de muncă, pentru că tu cu timpul ăla tu poți să faci două lucruri. Ori faci ce vrei tu, ori faci ce vreau eu sau alții. De acord? Sunt două variante cum poți să folosești tu timpul. Obiectivul omului nu e să facă ce vor alții. Obiectivul omului e să facă ce vrea el. Și poate? Păi bineînțeles că poate, dar în sistemul quasi-sclavagist de astăzi nu poate. Pentru că el trebuie să dea dâmb piciorușe în rotița șoricelului din ce în ce mai repede până moare. Asta este realitatea. Pentru că nu-i mai, nu vedeți? Extindem vârsta de pensionare. Fă, tac, tac, tac. Și atunci? Case din ce în ce mai mici. Pune-le pe etaje, pe 5 etaje. Stai în 5 metri. Case mobile. Minimalist. Nu mai mâncăm carne. Mâncăm insecte. Și atunci unde vorbim... este tot acest spor de productivitate? Vorbim care de o masă de populație, lumii. De o masă de cetățeni amorfă, cum vreți dumneavoastră, care trebuie să producă pentru a susține un grup mai mic de oameni care practic sunt pe vapoare, pe iahturi, nu știu, au vacanțe în continuu, pentru că micuții prestează pentru ei. Pe scurt, da. Ei cumpără resurse naturale. Gândiți, uite, luăm pe Bill Gates ca exemplu, da? Bill Gates are bani și are acum a cumpărat cu ei terenuri arabile în America. Da? Asta e resursă naturală. A cumpărat cât două state. Da? Câți bani ar fi avut Bill Gates ca să cumpere atâta resursă naturală și ceilalți oameni de pe pământ nu mai au acces la ea decât contra muncă, deși ei când au fost lăsați pe pământ au fost lăsați și cu un drept la o cotă parte indivisă de resursă naturală. Corect? Absolut. Că Dumnezeu te-a lăsat pe pământ cu timp și cu un pământ. Da? Deci, el mai cumpăra atâta dacă nu vindea el soft la niște guverne care tipăresc bani de nimic? La ce preț a vândut softul datorită banilor tipăriți de nimic? Și câtă resursă naturală poate el acumula acum? Vedeți discrepanța și ce putere capătă el? Păi da, e normal așa ceva? Deci, și atenție, lupta nu e între forța de muncă și capital. E între forța de muncă și acest quasi-capital, un capital fals, capitalul creat din nimic, care nu e capital. E un fake capital. Banul fără acoperire nu e capital. Este o invenție creată de unii, din tatătură. Exact, prin care să pună mâna pe resursele naturale și pe timpul oamenilor. Cam asta este fenomenul economic.